De ce am luat-o pe Andra lângă mine este pentru că îmi doresc, de când aveam 8 ani, să o cunosc și pentru că îi cânt cântecele acasă lui Piero, cântecele populare. Așa m-a și prezentat, că mai știi și... melodiile pe care ți le-am cântat. Ia le cântă. A jos pălăria pentru femei, o știu perfect. O să cântăm împreună. Vorbim despre asta. E, ziceam altceva acum. Deci în fabrica Ferrari se aude Andra, nu? Nu, acasă la acasă. Ferrari se aude mai Andra. Mai important, acasă se aude. Bună! Din România? Din România, da, nu știu important okay. Că ascultă muzica mea, nu mă întrebați de alți artiști. Da, mulțumesc că ați venit toți. Mulțumim. Și așteptăm feedback-ul vostru după film. Cât s-a muncit pentru acest? 25 de ani. Ideea lui Michael Mann a venit acum 25 de ani. El a venit la Ferrari, se cunoaște cu Piero de 25 de ani și au lucrat pentru acest film. Eu aș vrea să vă întreb despre activitatea fundației pe care o aveți. Ce? Cu ce se ocupă această fundație? Vrei să vii în fundație la mine? Da. Red Women se numește, femeile puternice, Red de la Ferrari, evident, exact, și citiți pe site, vă rog, pentru că sunt multe detalii de spus, dar ținem copii în școală, asta e important în România. Și aveți un mesaj pentru femeile din România? Da, nu sunteți singure, suntem și noi, nu? Împreună. Exact.